Situat în inima municipiului Cluj-Napoca și la niciun minut de scenele festivalului Antol, hotelul Radisson Blu se înalță zvelt. Aici eleganța este la ea acasă și detaliile fac diferența. Atrage după sine și clienți de top, aici se cazează oameni de afaceri, artiști și sportivi de talie mondială, un hotel cu adevărat de lux. la Hotelul Radisson Blu, situat în Parcul Central Simeon Bărnuțiu, și astăzi vom sta de vorbă cu proprietarul Patrick Ciorcilă. Bine te-am găsit Patrick. Da. Te rog spune-ne mai multe despre tine. Da, bună ziua și bine ați venit la, la Radisson Blu. Eu am 26 de ani și am jucat tenis de performanță până la 18 ani. Ulterior am ales să-mi continui activitatea în tot în zona sportivă am transformat, să zic așa, sportul în, în business cu toate cunoștințele pe care le-am acumulat și toate relațiile pe care le-am avut. Am dezvoltat uh, proiectele Sports Festival și Transylvania Open, uh, două evenimente mari de, teni de, de sport și respectiv de tenis care au ca principal scop să promoveze sportul în România și atât sportul de masă cât și sportul de performanță. Și am dezvoltat și alte proiecte conexe tot în zona sportului, cum ar fi biletul de sănătate, cum ar fi alte competiții mai... Uh, micuțe tot pe zona de sport și bineînțeles că mă ocup și de alte business-uri ale familiei și încerc să învăț în fiecare zi din ele, cum este și hotelul Radisson Blu, unde ne aflăm acum. Din câte am văzut, se construiește și o altă parte a hotelului. Poți să ne spui ce urmează să fie construit acolo? Da, avem multe planuri, încă nu Pot să vă spun foarte multe, pentru că, bineînțeles, trebuie să meargă către aprobări și așa mai departe, dar avem în plan să extindem hotelul, atât hotelul cât și zonele care sunt aici, zonele publice, să dezvoltăm și partea de evenimente, să poate, de ce nu, să, să construim și un spa, ca, ca clienții noștri să aibă cât mai multe opțiuni și poate și în, în weekend, dar mai, mai este până acolo și sper să ne iasă exact cum ne dorim. Care a fost povestea din spatele acestui hotel care te leagă și pe tine? Da, într-adevăr, a fost o poveste care a plecat, bineînțeles, de la familia mea, de la tatăl meu, care este, adică a, fost, legat de acest loc, istoric vorbind, pentru că știe toată lumea că hotelul Sport are o istorie foarte bogată în Cluj-Napoca și ai mei erau obișnuit să vină aici, era unul dintre locurile de renume din orașul Cluj în, în anii 80-90 și așa mai departe. Și atunci, bineînțeles, când a venit această oportunitate de a uh, reuși să aducem plus valoare orașului, pentru că uh, s-a transformat cu totul această zonă, uh, tatăl meu a, a, a decis să, să încerce această oportunitate și așa am uh, ajuns să cumpărăm acest uh, teren și această locație și să o transformăm cu totul din uh, fostul hotel Sport, să investim uh, aici uh, Practic, peste 25 de milioane de euro, ca să de dezvoltăm și să vrem să fie unul dintre cele mai bune hoteluri din România, nu doar din Cluj. Cât de greu a fost să preiei o, o astfel de franciză, o franciză Radisson? Da, într-adevăr, a fost o, o mare provocare pentru că Radisson Blue este al doilea cel mai uh, mare brand de, de hoteluri din lume în acest moment, adică are peste 1000 de hoteluri, peste 300 de hoteluri Radisson Blu. Uh, sper să nu găsesc, dar așa, e, așa cred că este. Uh, este un brand de renume, uh, care în România este popular pentru că am avut hotelul Radisson Blu București uh, de, de mulți ani. Acum urmează și hotelurile din Timișoara și Brașov. Deci a fost uh, un brand care mi se pare că s-a potrivit mânușă. Ne place și atât numele, cât și... Uh, Radisson Blu, culoare albastră, cred că ni se, cred se potrivește bine cu, cu zona și cu orașul. Așa că, cred că am făcut o alegere bună. Este un hotel uh, care este, așa, așa zis, upper upscale, adică vorbim despre un hotel de, practic, de 5 stele în care ne aflăm, care se... Uh, are targetează atât publicul mai premium, dar și publicul de mijloc, ca să zic așa, ca preț. Deci, cred că este o alegere potrivită pe care am făcut-o. Am muncit mult ca să aducem franciza Radisson Blu aici. Sunt foarte multe reglementări de care trebuie să ținem cont. Există un întreg guidebook de care, bineînțeles, tot ce vedeți aici a fost cu aprobările lor, făcut atât de la designul interior, cât și la camere, cât și la partea de operare. Deci, da, o provocare mare, dar echipa noastră este minunată și avem noroc de oameni care sunt atât competenți cât și foarte dedicați. Ce înseamnă standardele Redis Blue da, de la ca și orice altă franciză, de la A la Z vorbim, pentru că orice mai ales designul interior și partea de construcție a fost foarte importantă, pentru că începând de la partea de proiectare care a fost făcută împreună cu ei, în care ne-au spus exact ce trebuie să conțină un hotel Radisson Blue, câte camere trebuie să conțină, care este dimensiunea minimă unei camere, care este setup-ul lobby-ului, ce trebuie să oferim clienților și așa mai departe, asta am început tot din partea de proiectare împreună cu ei. Apoi au fost foarte multe detalii la nivel de design, adică tot ce vedeți aici, tot ce vedeți în camere, este din standardele Radisson Blue. Chiar pot să spun că noi suntem chiar peste standardele Radisson Blue. Eu am fost în multe hoteluri din Europa de ale lor și noi cred că suntem printre cele mai frumoase și ca un inside, așa suntem în top 10 hoteluri Radisson din lume ca și nivel de review-uri și ale clienților. Așa că eu cred că am făcut o treabă bună și Cred că clienții care vin aici uh, au parte de un, să zic așa, primesc pentru ceea ce plătesc. Uh, poți să ne spui ceva despre cele două restaurante care se află în încintă? Da, avem două restaurante, atât unul internațional, care, este, care are și o terasă foarte frumoasă în partea de, dinspre ștran și, și sala polivalentă și avem restaurantul Hikari, restaurantul japonez, care este cumva mândria noastră pentru că am muncit foarte mult la el să-l facem un loc de, de top în, 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 România, nu doar în Cluj. Am reușit să ducem acolo un șef foarte cunoscut de, de sushi din, din Cluj-Napoca, pe Alex Răcătău, care este a luat și Locul 3 la Cupa Mondială de Sushi la, în Japonia. Deci este un loc în care noi am investit foarte mult, deja este foarte popular în oraș, dar și restaurantul de parc, restaurantul internațional la care tocmai am schimbat și meniul, am făcut un meniu mai ofertant, mai spre Mediteranean. Avem acolo pe, pe șeful nostru, pe Will, care și el face o treabă senzațională. Deci, cumva, am vrut să oferim clienților cât mai multe opțiuni când vin aici. să nu să, de ce nu să, să rămână aici când după ce au o zi lungă sau când au și-au terminat treaba să nu trebuiască să meargă în, în alte părți când pot să stea aici. De ce ai ales un restaurant cu specific japonez? Din mai multe motive. Unul pentru că sushiul este cel mai, cel mai popular uh, fel de mâncare din lume în momentul de față, este numărul unul în toate topurile, dacă o să vă uitați. Toată lumea mănâncă sushi, dacă nu mănâncă sushi, noi am făcut și o parte de meniu de alte feluri de mâncare la restaurantul japonez, atât mâncăruri calde cât și carne și așa mai departe, sau vegetariene, dar și pentru că în Cluj a fost loc de așa ceva, adică piața permite, sunt câteva restaurante, dar noi am, mergând foarte mult și călătorind în lume, ne-am ne dat seama că se poate face mai mult pe zona asta și că putem să ducem un loc exact cum ne-ar plăcea nouă, așa. Cred că asta e avantajul foarte mare că noi călătorim mult și tot ce vedem aici, încercăm să ne punem noi în pielea clientului și să le oferim lor exact ceea ce ne ar place și nouă ca și owner. Deci cred că asta ajută foarte mult, să călătorești și să vezi exact ceea ce ți-ar plăcea ție. Tu călătorești foarte mult din când am citit și vreau să te întreb, de ce ai ales totuși Cluj-Napoca și nu te-ai dus în București, unde este chiar capitala României? Da, probabil că și în București sunt foarte multe oportunități, dar noi suntem legați Emoțional de orașul Cluj, aici am trăit toată familia, aici locuim, avem și casa la 5 minute de aici, adică cumva motivația și uh, cumva partea să aici, la Cluj, și nu prea am vrut să ne relocăm. Bineînțeles că dacă sunt oportunități și în alte părți, de ce nu, dar aici, asta spun, partea emoțională este în Cluj. Cred că, și cred că și piața permite, pentru că era loc de un, de un astfel de hotel în Cluj. Nu zic că nu sunt, sunt locuri foarte frumoase în Cluj și acum, dar era loc de un, de un hotel de acest nivel și mai ales în această locație, care era păcat. În fiecare zi veneam pe, aici, veneam pe aici și vedeam că este o ruină, practic, ce era înainte. Deci avem satisfacția că am reușit să creștem această zonă frumos. Chiar te-aș ruga să ne spui mai multe despre Uh, activitatea ta ca tenismen. Vreau să te întreb mai mult uh, după uh, în anul 2022, când au fost, când a fost WTA, uh, cum au fost găzduite jucătoarele? Da, um turneul WTA cumva a venit ca un rezultat al pandemiei, ca să spun așa, pentru că istoric noi aveam acest eveniment Sports Festival, care e foarte mare în luna iunie. Noi trebuia să facem acest eveniment în 2020, ca trebuia să fie a treia ediție, nu mai putea să aibă loc pentru că a venit pandemia și noi avem o echipă foarte mare în spate și ne gândeam ce să facem ca să continuăm activitatea și brandul nostru să nu stea pe loc. Să, să construim ceva frumos în continuare și așa am, am venit cu ideea de a, de a încerca să aducem o licență WTA în Cluj. Ne a fost un mare, o mare provocare, au durat undeva la 6-7 luni negocierile cu ei să reușim să aducem această licență Pentru că așa cum și Radisson Blue are cerințe foarte mari, așa are și VTA-ul să-ți să dea o licență Trebuie să verifice dacă poți să faci chestia asta, dacă ai avut experiență, dacă ai o locație Au trimis o echipă mare aici să vadă dacă avem capacitatea necesară să facem asta Așa a ieșit turneul după 7 luni am organizat turneul, prima dată Winners Open, în vară, un turneu outdoor. Iar cei de la VTA fiind aici și văzând că iese foarte bine turneul, ne-au făcut propunerea să mai organizăm un turneu după 3 luni, în octombrie 2021. Prima reacție a noastră a fost că exclus, că timpul e mult prea scurt, dar am făcut-o până la urmă. Am organizat și al doilea turneu WTA. Am fost singurul oraș din, Clu din, din Europa care a avut două turnee într-un singur an. Și a fost cea mai bună decizie pentru că turneul Transylvania Open va deveni o tradiție acum, cu siguranță. Sala polivalentă are facilități extraordinare, jucătoarele se simt bine, faptul că ele pot să se cazeze aici, vis-a-vis -vis de, de arenă, într-un hotel de 5 stele, ajută mult. Este un lucru care nu prea îl găsești nicăieri la niciun turneu. Așa că, bineînțeles, că turneul VTA o să devină o tradiție și avem ambiția de a-l crește la un nivel de 500 cât mai curând, dacă se poate. Odată ce ai intrat în acest circuit, e mai ușor pentru că, că îți construiești relații în zona respectivă, îți construiești credibilitate, oamenii încep să aibă încredere în tine, dar la nivel de muncă, atât sport festival cât și. Turneul WTA sunt muncă de să nu zic 12 luni, dar 9-10 luni pe an în total noi lucrăm la ele, pentru că noi deja la Sports festival care urmează noi lucrăm deja din luna octombrie, la turneul WTA deja lucrăm în paralel, deci chiar dacă sunt evenimente care țin 4, respectiv 9 zile, Munca e full-time, adică noi avem peste 15 angajați care lucrează în fiecare zi la noi în birou, avem colaboratori, avem multe companii cu care lucrăm, așa că e muncă de zi cu zi, în fiecare zi. Ești un om foarte ocupat și acum vreau să, să te întreb, tu mai ai timp pentru tine? Da, am timp pentru mine, sunt ocupat, dar încerc să... Cred că sunt și la vârsta în care trebuie să mă și distrez și să am și timp pentru mine. Uh, dar nu consider, nu, nu fac ca și un, să zic așa, ca, o, ca un chin sau ca o povară pentru că îmi place, adică plec de acasă în fiecare zi și îmi place ceea ce fac foarte mult, am dă satisfacție, îmi dă adrenalină, sunt obișnuit cu nivelul, cu stilul de viață foarte dinamic pentru că de la 10-11 ani am fost numai pe avioane, 9-10 luni pe an plecat în toată lumea, așa că n-aș putea să am o viață statică doar să stau la soare și să nu, să nu fac nimic, deci cred că... Îmi place și asta mă, mă face să merg mai departe. Pe lângă activitatea ta la hotel, mai joci tenis? Mai joc, dar nu cât ar trebui să joc. Chiar asta o să-mi să propun să joc mai mult, pentru că știi cum e ca și un fotbalist care nu mai joacă, sau alt, tot timpul o să prefere alte lucruri decât să joace fotbal. Dar vreau să joc, pentru că este un sport pe care îl iubesc în continuare și cu care stau aproape de el și oamenii cu care stau sunt tot din zona sportivă. Uh, și pentru mine e important să continui să joc, măcar așa de, de câteva ori pe săptămână. Aș vrea să joc mai mult, dar o să o fac. Ce poți să ne spui despre apartamentul prezidențial? Ai avut vreo personalitate importantă care să se fi cazat acolo? Da, acest apartament prezidențial, bineînțeles, că este foarte atractiv. Are multe facilități, ca să spun așa, interesante, de la duș cu infraroșu, de la o cadă cu cu vedere foarte mișto la tot orașul. Este, am avut multe personalități, în, în, am avut norocul să avem multe personalități în, în, hotel, de la, bineînțeles, de la sportivii care au participat la Sports Festival, de exemplu, la meciul de retragere la Adrian Mutul, am avut pe David Trezeghe, pe frații Canavaro, pe Claude Machelele, care sunt vedete, pe domnul Hagi, bineînțeles. La Antolda am avut toate, toate vedetele din, din, România, am avut DJ internațional echipe de fotbal, bineînțeles, care vor mai, au fost și vor mai veni. Anul viitor, la, la campionatul european care va fi la Cluj, vom avea multe, mulți oameni din, din, lumea fotbalului internațional. Așa că, bineînțeles, că cred că facilitățile noastre le pot, și pot să-i mulțumească pe, pe acești oameni care sunt, bineînțeles, importanti și trebuie să le acordăm maximă atenție. Poți să ne spui despre acel program, biletul pentru sănătate? Da, sigur, e un proiect, proiect de suflet al nostru pe care l-am dezvoltat. Practic, noi acest soft l-am creat de la zero, am creat acest soft care oferă uh, acest uh, premiu dacă faci un pic de sport, adică de acolo a pornit ideea, hai să dăm un mesaj pentru sportul de masă, să arătăm oamenilor că dacă faci sport poți să ai un. Uh, un... Un premiu ca să spun așa, deși este simbolic un bilet de autobuz, și așa am construit această idee de a, de a oferi un bilet de autobuz tuturor celor care fac 20 de genoflexiuni în stația de sănătate, uh, care a fost pe memorandumul și ulterior a fost. Uh, am schimbat uh, puțin uh, conceptul. Și am în fața la magazinul central am pus o stație care este. Nu cu uh, genoflexiuni, ci cu uh, ciclism, uh, Pedalai și avea în față un traseu pe care, care ți-arăta. Uh, că mergi cu bicicleta și tot așa primeai un bilet de bus și un proiect care vrea să arate că trebuie să facem sport cât mai mult, chiar dacă este doar sport de masă și nu de performanță. Pentru că în România asta e marea problemă. Toată lumea asociază sportul cu chin, stres, nervi, oboseală, durere și trebuie să-l asociem cu ceva plăcut și cu ceva sănătos, pentru că asta și înseamnă multă sănătate. Deci, proiectul Biletul de Sănătate e un proiect de suflet al nostru. Vrem să-l extindem și în alte părți. A plecat de la Cluj, este un proiect made in Cluj, dar vrem să-l ducem în toată lumea dacă se poate și avem discuții în sensul ăsta în multe orașe din, din lume care au fost atrase de, de acest proiect. Ce tip de clienți pășesc în acest hotel? Avem mai multe targeturi de clienți. Bineînțeles că principalul target cred că este clientul de business corporate care vine aici în timpul săptămânii și are de la nu știu, întâlniri, are evenimente în Cluj. Asta este un lucru foarte bun în oraș că sunt sunt, sunt foarte multe evenimente. Deci primul ar fi publicul corporate. Al doilea ar fi publicul, cum ziceam, de evenimente, fiind un oraș atât de activ, în fiecare weekend în fiecare săptămână, mai ales vara, există ceva, se întâmplă ceva, un concert, un eveniment sportiv, un turneu, un meci, așa mai departe. Deci sunt oamenii care vin punctual pentru aceste evenimente și Cred că mai există și publicul de leisure, dar nu atât de dezvoltat în Cluj momentan. De aceea, cred că asta o să vină cu timpul. Cei care vin să se relaxeze în Cluj vin să-și viziteze prietenii și așa mai departe. Și cred că dacă reușim să dezvoltăm facilități foarte atractive pentru ei, cum sunt aceste două restaurante, cum poate este un centru spa, cred că pot, putem avea un public mult mai mare pe, pe zona asta. Și, bineînțeles, publicul care are un eveniment aici, în hotel, pentru că avem și o sală de. Peste 300 de locuri, avem săli de conferințe la primul etaj, deci sunt acești clienți care vin aici și aleg să-și facă un eveniment al companiei sau un botez sau o nuntă, și asta este un alt target. Da, deci eu pot să zic că suntem variați așa. Am văzut pe acoperișul hotelului este o zonă cu verdeață. Acolo ce ar trebui să reprezinte? Da, din păcate e o zonă care nu poate fi accesată, cam vrea să fie accesată, dar este o zonă care se vede foarte frumos din camere, îți dă un view, view frumos, dar în viitor ne-am dori ca la o eventuală extindere să reușim să facem ceva și sus, poate un, un skybar, un bar care, nu știu, ceva care să fie să pună în evidență tot, tot, tot orașul de sus. Îți mulțumesc tare mult, Patrick, și mult succes în continuare! Sper că cariera ta să fie una fulminantă